mult istoria la școală. Deci eu am ales un subiect pentru istorie, pentru arheologie, mai nicio legătură cu profesionale, cu istoria, cu arheologia, eu sunt tehnoredator de carte. Da, m-a plăcut foarte mult istoria la școală, de ce? Pentru că era una dintre lecții a fost despre, de fapt a fost mai multe, m-am luat despre lucrurile astea și încă, despre Daci. Mi-am simțit foarte aproape despre noi, pur și simplu i-am iubit, i-am... Deci au fost despre foarte frumoase, erau foarte biserici, erau foarte bine văzut în societatea în care trăiau, în lumea care trăiau. Ce se spunea despre Dar? Ce spuneau teoricii antici, Herodot, Strabo? Spuneau că sunt cei mai drepti, mai diferiți dintre Daci. Erau foarte respectați, chiar și de către romani care, după cum se spucerau romani și lor sclavi, și se prezentau ca fiind civilizate, că se duceau peste barbari și învățau să fie civilizați, sigur. Daci aveau o spiritualitate foarte puternică, despre care noi știm puține lucruri în ziua de astăzi. De ce vreau să vorbesc despre asta acum? Pentru că se pare că istoria noastră a fost foarte mult modificată. Istoria oficială, cea pe care o știm din manualele de istorie. Iar noi am văzut că din acesta de dezvoltării personale știm foarte bine că atunci când un om este pornește în viață cu o idee că este unul valoros, că are niște părinți respectați, minunați, cu succes în viață, se va avea succes. Sunteți de acord? Ce se întâmplă cu un copil care îi se spune, tu ai fost abandonat, că părinții tăi au fost niște bechide, au fost niște nenorociți, n-ai niciun rol, n-ai niciun fost pe luna aceasta. Îi va fi foarte greu să te formezi, va fi foarte greu să depășească acele limite, despre care s-a făcut mai devreme, depășește limitele. Asta fac parte ceea ce nu se spune în copilărie, în pasul nu se construiască niște limite, vorbim asta mai lași sau mai îmbuste. Și se creează un mental, un domnul mentalul propriu, ce au zis în minte, mai există un mental colectiv, un mental din care face parte un mental al unui întreg popor. Ce se întâmplă cu mentalul poporului român? Ce se spune? Cum acum mai devreme, cine spunea vorbitorul anterior, sau, da, la un spus, a, ce ai spus, da, că s-a vorbit despre faptul că ai avut o idee, că, puțin, nu, că în România, că România nu se poate, că dacă eram în America, cu alta era situația. De ce credem asta? De ce credem acest lucru? Că dacă ar fi în altă țară, ar fi mai doza, mai bună, am face, am putea face treaba. Pentru că e altă organizare, că e mai puțină corupție, nu. Este de la mentalul colectiv. Iar acest mental colectiv ne-a fost inoculat prin falsificarea acestei istorie. Hai să ne gândim puțin ce s-ar întâmpla dacă am avea conștiința clară a faptului că noi suntem urmași unui popor absolut măreț. Un popor care influența toate popoarele din jur, numai cele din jur. Și chiar și mai departe, până spre Asia. Faptul că există cuvinte, care, în limba română, care înseamnă foarte mult cu Sfânta, există un motiv foarte bine, foarte logic aici. Ei au călătorit acolo. Au fost niște, au fost recivilizatori. Ok? Există, a fost teoria unității limbii, indo-europene. Nu, adevărat ce s-a întâmplat. Noi am fost acolo în India și am dus cultura și civilizația noastră. Am dus cultura și civilizația noastră și spre romani. Și acum vreau să vă prezint câteva teoria unor istorici, chiar dacă ei nu sunt în manualele de istorie oficiale. Și eu să vă rog să spun de ce nu sunt în manualele de istorie oficiale. Care a fost motivul? De ce acum că s-a constituit statul modern, unitar modern român, când la Constituția de la 1866 s-a dat numele de România, Romania și nu Dacia. Au fost orele de cultură care au susținut varianta aceasta, că nu este Dacia, că nu suntem urmași cu Dacia. Până la urmă s-a numit România. Se pare că oamenii de cultură de la 1880, generația pasofistă, scriitorii, politicieni, la 1848, erau stăriți la Roma. Și s-a dorit ca să se implementeze în conștiința noastră că suntem urmașii romeni. De unde s-a ajuns la ideea că suntem urmașii romeni și nu urmașii dacilor? De ce
Noi două factori, suntem în fel de forțituri, între dați și romani. Dacă nu la nivel logic, pur și simplu elementar, nu zicem că n-am știut nimic despre asta, dar vine cineva și spune, domnule, un teritoriu vast a fost stăpânit de romani timp de 100 de ani, 150 de ani, dar numai 15% din acest teritoriu. Iar oamenii aia erau extraordinar de biserici, de curajoși, de stăpâni, de femei, de... se vorbeau foarte bine despre ei. Și cu toate astea, vreau studenții și frate la fel în teritoriu, brusc a început să vorbească limba cu cei toți. Ei nu vei întâlni să rămâne romani. Și plus că mare parte dintre soldații armatelor romane nu erau romani, erau proveneau din teritorii cucerite, poate nici nu vorbeau bine latină. Deci noi am început să vorbim latina, iar italienii care erau la Roma, ei nu vorbesc latina, ei vorbesc italiana. Iar italiana din nord seamănă foarte bine, are foarte multe comune cu româna. O foarte multe cuvinte comune cu româna. Știți că vă spuneam mai devreme, dacă noi avem conștiință, conștiința aceasta, că suntem niște forțuturi ale acestei care sunt un popor cucerit, un popor care a fost potopit, care a fost cucerit, cum putem gândi noi despre noi înșine? Suntem ca un copil care s-a spus, tu nu ești bun de nimic, da? Dar dacă am fi un popor care am fi convins, ne-am uitat la istoria noastră sau vedeau, poate istoria unor oameni care au reușit în timpul lor, care au fost respectați, care au fost niște oameni cu o spiritualitate și cu o cultură extraordinară. Eu cred că altfel am acționat. Sunt foarte multe lucruri care ajung peste granită și performanță foarte mult. Nu mult din acest mental colectiv de victimă. Și atunci când trece acest mental colectiv de victimă, au fost și simplu acele granite ale acele limite care îmi trebuie să ne ajut foarte mult. Dacă acestea ce ar fi fost niște oameni care au fost lobbyți cu cei, nu ar fi avut statuii la Roma, la Versailles, romanii nu ridicau statuii zilor. Se pare că istoria este cu totul și cu totul alta. Pe colună, dar și, nu știu dacă mai spune minte de la istorie, nu erau pățitați în lanțe. Toate celelalte popoare cu cei, erau pățitați în lanțe. Dacii, în schimb, au avut statuii în care scriveau de ei, de la pe peștire sau pe columnă. Nu sunt în lanțuri, nu sunt logistice. Această teorie a fost susținută cu foarte multe date științifice de doctor Napoleon Tădescu, în tatăl lui Stan Bumaschi la mei. Puteți să o studiați, o găsiți și la bibliografie și pe internet. Sunt foarte multe video pe internet pe care le puteți urmări referitor la acest subiect. Știu că este foarte controversat, chiar colegul de aici, de la Edica, spune, nu faci români, nu faci dați în India, ei au India de aici. Ei, o să vă duc să există o teorie și o poate demonstrată că, de fapt, sensul a fost din Dacia, peste Caucaz, spre Asia. Și aveau și scrie, s-au descoperit de acele cobite. Înainte de numărăna de cartea domnului Napoleon Tădescu a fost Dacia Prestorică, din care a existat și demonstrată că există o unitate de limbă. Care unitate de limbă n-a fi putut să existe decât dacă s-ar fi vorbit o limbă comună. Faptul că noi, limba noastră, română, este atât de asemănătoare cu limba latină, se datorează un fapt foarte simplu. Ei cum vorbeau aceeași limbă, daci cu romanii vorbeau aceeași limbă. Daci nu ar trebui să renunțe la limba lor, la cultura lor, la limba lor națională, pentru că nu au de ce, ei erau îndrăgiți. Pentru că vorbeau aceeași limbă, avem un fond în un fond de lingvistic comun. Despre fondul lingvistic comun, că există o limbă indo-europeană care este comună foarte multă pe popoare și pe această limbă a pornit de fapt de la, de fapt, strămoșii dacilor a fost pelați. De la pelați de apoi daci și așa mai departe. Acestea sunt câteva, s-au descoperit niște pădite cu semne lingvistice, foarte asemănătoare, la Sărtăria, la Paranovo, la Grăcean, pe Sibir. Acesta e una dintre dovezile că există o unitate lingvistică.
alunghiile folosite în arealul fostei dace, care era destul de mare. Și am spus că am avut surpriza să-mi folosesc cineva, că a fost atent de sus o scoatine, unii la matine, tibetan, și s-a mirat cât de multe cuvinte în română, s-a mânat când a vorbit în aerul. Deci, pur și simplu, înțelegeți că deja erau multe cuvinte care se mânau. Și chiar există multe cuvinte sarsfinte care seamănă cu româna. De exemplu, în sanscrită e cuvântul Devas, care înseamnă zeu, și noi avem orașul Devas. Și sunt foarte multe orașe în România care au foarte multe asemănare cuvinte din sanscrită. Și de nou, nu spun noi, oricum, mulți cercetători, din americani, germani, francezi, despre această unitate și despre faptul că limba română are foarte multe cuvinte comune cu limba vorbită în restul Europei. Și mai mult decât atât, există acea teorie a unui vol demografic pe noi. Românii noștri, de fapt, au părăsit pământurile, erau mânoase, nu exista nici amenințare, nici de natură, nici naturală, nici militară, nici nimic, și au plecat dintr-o dată, s-au dus în lume. S-au părăsit tot. Și au venit la locul lor, știi, peste câteva sute de ani, se întorc și nu mai încep o să luptători, o să nu vin și până la urmă oricum în teritoriul Romaniei. Este absolut este o teorie absurdă care nu are nicio acoperire științifică și practică și cu toate astea, noi îi lăsăm un text mult, de fapt, cărțile de istorie că o să fie prezentat în acest text. Avem aici niște stele rusești care sunt foarte vechi. Demonstrate că acest teritoriu a fost locuit încă de acum 35.000 de ani. O să scopesc în profeția de la noi. Există și cu lui Burebista. Și eu mă întreb, deci locul Zeus, statuia lui Zeus, nu are o asemenea demnitate, o asemenea mândrie de viața cum este zugrăvit Burebista în această imagine. Iar Burebista, așa de fapt se scrie de pronunța, voi Burebista, înseamnă cel ce a fost și nu mai este ca ceva bunul nemai pomenit. Mă ales nemai pomenit. Apoi a stat fața României la 1936 și datorită faptului că noi am avut această, nu s-a implementat această conștiință că nu suntem chiar atât de important, s-a rămas la tot fost ciocuțită. Apoi a arătat Dacia lui Decebal, Dacia pe care Decebal a apărat. Vreau să vorbesc de un post personal, o să trec mai repede cu mixele. Nu o să fac o dată de la Brata Vigo, am și lucrat cu mix, mă rog, a fost invitată să lucrez cu niște prieteni voluntari aici. Este foarte frumos, să am lucrat repede și să invit la prima bară, dacă vreți să mergeți. Și închei cu poezia lui Pavel Coruș, mă trebuie să fac din suflet, ne plângem palme mari că ne auzim din suflet pe ce o respinte dați. Vă mulțumesc mult pentru atenție și să vă mulțumesc.